Aici, la a doua întrebare, cum să vă spun, respect pe toți cei care își aduc o contribuție, nu neapărat o contribuție determinată, dar aduc o contribuție mai ales pentru a forma noi partide politice. Cei care ies din letargie, cei care ies din suficiența câteodată a unei pieți neimplicate politic. Îi respect pentru că ei înțeleg de la bun început ce fel de preț plătesc. Pe de altă parte, viața politică în România este așa cum e. Sunt două variante. Fie să privești sceptic și relativ cinic de pe margine, fie să te implici cu toate costurile. Și evident, respectând regulile. Regulile care probabil că îți plac sau nu, dar pe care le cunoști la data când ți-asumi un demers politic într-un partid politic. Senzația mea este că fie o serie dintre foștii mei colegi nu au înțeles prea bine cum funcționează un partid politic și care sunt regulile de calificare într-un partid politic pe care le poți contesta sau nu, dar fie le accepți și mergi în sensul respectiv, fie încerci să le schimbi înăuntru partidului politic. În acest moment, după părerea mea, ținta cea mai importantă este încercarea de a crea fie partide politice, fie forțe politice, fie chiar persoane cu anvergură politică care au curajul și capacitatea de a se opune unui sistem mafiot pe cale de generalizare, care este transpartin. Nu arată într-o singură direcție, sigur, există coeficienți mai mari sau mai mici într-un partid sau altul, dar este transpartinic și este cu atât mai periculos. Deci, din această perspectivă, vă spun cu toată decența, puțin mă dedumerește. Calitatea personală îți dă și o anumită capacitate de a te adresa public și de a fi acceptat în ceea ce spui. Este foarte bine. Ideea de a lua țintă, în primul rând, o femeie și, în al doilea rând, o femeie care are curajul în această lume, cu un partid nu prea mare, la început, să se lupte cu partide politice și cu politicieni bine fixați în realitățile românești. Ținta este în altă parte. O spun celor cu mai multe diplome, spun celor cu mai puține diplome. Ținta este în altă parte. Pentru că nu știu care ar putea fi rezultatul unei victorii în lupta cu Elena Udrea, dar știu precis care ar fi rezultatul unei înfrângeri în lupta cu clanurile care confiscă România. Și atunci, nu știu dacă acești oameni sau alți oameni, repet, pe care îi respect, fără doar și poate, vor putea trece de la faza de opoziție într-un partid politic la faza de dizidență. Pentru că nu ne va mai rămâne în România decât să ne căutăm dizidenți, care vor fi probabil vor câțiva din media, care probabil vor fi câțiva din politică și cu asta, gata. Și dacă vor trece de la faza de expunere publică și de dialog public la faza de literatură de sertar, cred că absolut cu toții am avea de pierdut. Deci ce mi-aș dori de la colegii mei e să înțeleagă și chiar să modifice jocul politic din România. Chiar să-l modifice, dar să participe la el în maniera în care este astăzi, cu speranța că va fi mai bine mâine. Dar să participe la jocul politic conform acestor reguli. Pentru că toți care am jucat politic suntem vinovați, că am ajuns unde am ajuns. Absolut toți. N-avem niciunul, nici eu. Începând cu mine sau sfârșind cu mine. N-avem nicio scuză că ne-am vulnerabilizat țara și acum diversi încearcă să joace în locul nostru aici. Și, din păcate, oricât ar suna de cinic, nu sunt de condamnat. Când spunea unul la un moment dat, eu voi juca cum voi juca, faceți-vă voi statul puternic, cam avea dreptate. Cam așa se întâmplă. Nu este o problemă de bătut obraz. Este pur și simplu o problemă de a unei realități politice. Sper ca chiar criticile făcute la un moment dat, să izvorască totuși
dintr-o bună credință, sper să nu fie critici care de fapt să deschidă drumul spre alte opțiuni politice. Măcar atât, sper să nu mă dezamăgească, măcar atât. Dar eu plec de la premisa de bună credință. Acești oameni poate, pornind de la calități, ireproșabile. Nu au înțeles exact jocul. Puțină răbdare și puțină adaptabilitate și cred că ceea ce ei își doresc, sau ceea ce își doresc în măsura în care afirmă, s-ar fi împlinit. Nu, de acum, scuzați, iar din timp ce...